La Câmpina, alegătorii se pregătesc pentru votul de duminică, găsind argumente pro sau contra demiterii președintelui Traian Băsescu. Cei care doresc plecarea președintelui sunt în general dezamăgiți de tăierea salariilor și a pensiilor. Sunteți pro sau contra demiterii președintelui? Eu sunt pro. Păi știi de ce? Că sunt pensionară și am avut probleme. Deci am un motiv, nu? Cu siguranță sunt pentru demitere și nu știu de ce trebuie să facem atâtea sondaje. Mi se pare evident că e suficient, da? De cealaltă parte, cei care sunt contra demiterii președintelui sunt deranjați de ecourile acestei suspendări în afara țării. Veți merge la vot? Da. Și veți vota pro sau contra demiterii? Contra demiterii. Mai are 2 ani. De ce nu lăsăm să termine în mod civilizat, mai ales că și străinătatea, indiferent ce vrem să zicem, nu agrează ideea asta. Avem nevoie de instabilitate? Ăștia nu m-au promis și promite în continuare și am ajuns în halul în care am ajuns. Ne dă ăștia și afară din Europa din cauza lor. Nu lipsesc însă nici cei care nu vor merge la vot sau care sunt deciși să-și exercite acest drept, dar încă sunt nehotărâți. Având în vedere situația asta politică europeană, e o mare greșeală. Adică sunt bani cheltuiți degeaba, care mai bine să canaliza pe alte probleme. Corupție, de ce șoselele, autostrăzi la noi costă 17-20 de milioane de euro kilometru și la alții costă 2 milioane, 3 milioane și alte. Da, voi merge la vot și acolo decid, în cabină decid. Deocamdată vedem.